la 250. În fine, ceea ce acolo fusese o crampă mentală, pentru că stătea pe pragul mentorite ale unei structuri narrative, de data asta aș numi disoluție sufletească. Iertați-mi termenul, e destul de lax, dar într-un fel e foarte adecvat pentru experiența pe care o veți simți. Nu voi spune foarte multe lucruri, pentru că orele sunt înaintate și pentru că timpul fatalmente e limitat, dar mă voi rezuma la două, nu mai mult de două, planuri de atac. Cel din tâi e comod, e planul literal, planul stilistic, planul tehnic, să spun așa. Ce se întâmplă în Melancolia e faptul, pe de-o parte, că avem un scriitor care în urmă cu 30 de ani publica o carte devenită cult, Nostalgia, și care acum simte nevoia să ofere perechea, să ofere pe celălalt tander un tip de experiență vizionară similară. Vă e foarte ușor să vă întrebați care sunt diferențele de substanță dintre starea de nostalgie și aceea de melancolie, dintre amintirile amprentate, dureros și ceea ce înseamnă durere constantă, ceea ce înseamnă spaimă constantă, ceea ce cu termenul acesta de proveniență grecească s-a numit cândva melancolie, a noi mai actuali, mai recenți, îi spunem depresie. Asta ar fi un tip de abordare literară. Celălalt, vă avertizez, toți cei care au parcurs, care ați parcurs pe cărți pe Lucia Păstărescu, știți că el este un mare scriitor al Bucureștiului. El este omul pentru care Bucureștiul de azi are sens, chiar și cu cartierele lui mai puțin faimoase. Ne plimbăm prin Colentina, ajungem în Teiul Doamnei și dintr-o dată blocurile alea nu mai sunt niște simple blocuri cerușite, ci se încarcă cu o experiență culturală pe care eu datorez în Mircea Tărtărescu. De asemenea, Mircea Tărtărescu este un mare scriitor al timpului. Ei bine, în Melancolia, nici orașul și nici timpul nu mai sunt active, nu mai sunt teme. Lucrul ăsta cred că vă va surprinde. Veți recunoaște într-adevăr topografia unei urbe care ar putea fi oricând legată de spațiul bucureștean, însă nu veți mai recunoaște propriu vorbind București. De asemenea, nu veți mai putea stabili cine știe ce cronologii interne, pentru că aceste trei nuvele par să se petreacă într-o epocă fără timp. M-am gândit mult dacă ar trebui să le conectez, așa cum în general cu proza fantastică al Mircea Tărtărescu s-a făcut, cu proza fantastică al lui Eminescu. Răspunsul meu, în proporție de 85%, e nu. Restul de 15% rămâne legat nu de avatarii faraonului la al lui Eminescu, nu de Sărmanul Dionis sau știu de ce alte experiențe de tipul ăsta, ci culmea, Eminescu scrie nuvele cu alură de pas. Vă rog să recitiți Făți frumos din lacrimă și să vă întrebați dacă ăla chiar e un pas sau e doar o nuvelă în care lucrurile se întâmplă într-un loc fără timp, într-un loc fără memorie și într-un loc fără obiectualitate. Vă spuneam că 15% aș fi de acord cu această lecțiune a mea. Restul, vă mai dau o pistă literară, dar vă asigur că rugămintea mea de a renunța la pistele literare e una sinceră și apăsată. Restul ar putea fi revendicat, știu eu, din parabolele lui Kafka, pe care Mircea Tărtărescu, verificați în jurnalele, le citește cu o apropiere pe care rare ori scriitorii reușesc să o aibă față de alți scriitori, oricât de mare ar fi ei. Ei bine, ceva din suflul kafkian se va întâlni acolo. Dar vă spuneam că nu partea literară e uluitoare aici. Nu din literatură se naște totul, chiar dacă exercițiile de stil pe care le face Mircea Tărtărescu probează un curaj aproape irecuperabil și incomparabil în literatura română. Nu am văzut, mă laud că am citit destul de mult, dar n-am văzut la vreun scriitor român să poată purta în mod coerent și comprehensiv pe 80-80
la tradiția poemului în proză, a prozei poematice și așa mai departe. Însă, oricare dintre acești scriitori, la un moment dat, dintre acești scriitori care îl premerg pe Mircea Cărcărescu, la un moment dat e tentat să-și piardă suflul și să se ascundă în narațiune. E bine, la Mircea Cărcărescu această pierdere de suflu nu se petrece. Pare a fi un scriitor cu plămâni uriași, pare a fi un scriitor cu plămâni gigantici. Și ceea ce dă, de fapt, cheia de lectură a acestei cărți, mi se pare că este tipul de aventură existențială pe care el îl copie. O aventură surprinzătoare, vă spuneam, așteptați-vă la așa ceva, însă nu fără precedent. Chiar primul poem pe care Mircea Cărcărescu l-a publicat vreodată, și anume Căderea, poemul cu care și-a făcut intrarea în cenaclu de lung și care constituie motorul principal al romanului Solenoi, conține la un moment dat un vers care spune așa: aliază-te cu Robert Barton, cel cu genele monstru. Ei bine, cine este Robert Barton? Un savant bizar, un savant genialoid și fantast din secolul XVII, care la 1621 publică o carte splendidă și invizibilă numită Anatomia Melancoliei, The Anatomy of Melancholy. Nu vă recomand în ediția românească pentru că aceea e o ediție adusum delsum pentru publicul larg. Vă recomand să îl consultați pe Barton în ediția Princeps din 1621 și veți vedea acolo că tot ce înseamnă urme ale tristeții, că tot ce înseamnă forme de reparație morală sau de accentuare a depresiei și a melancoliei e inventariat de el cu citate din greacă și latină. E o carte pe care așadar Mircea Cărcărescu a citit-o, sunt convins, am probele, încă de pe la 18-19 ani. Acum a găsit răgazul necesar pentru a o detalia și pentru a o glosa cu un curaj, vă spuneam, aproape incomparabil. Cartea asta e o probă de curaj și o probă de sinceritate. E adevărat un Mircea Cărcărescu